Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ascultați Deșteptarea la Europa FM, arena lui Cătălin Tolontan acum. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Cât mai este a mea, a voastră, a noastră? Văd că se cumpără tot de către organizațiile de lobby ale industriei de pariuri și de jocuri de noroc în România. Da, Cătălin, dar nu totul se vinde. E adevărat, e adevărat. Sunt lucruri care nu se... Nu, nu se vinde totuși și probabil că sunt foarte mulți oameni în țara asta care consideră că cel mai scump se pot plăti și merită să se plătească principiile. Mai multe decizii și declarații recente ale alianților responsabili români indică un mecanism din asta fără precedent, n-am văzut așa ceva, de penetrare și control în anumite situații a statului de către lobby-ul industriei jocurilor de noroc. Ultima, deci știrea de astăzi pe care o comunic oamenilor, este următoarea. Corpul de control de la Palatul Victoria a descoperit că șefii ONJN, adică Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, nu au protejat tinerii de jocurile de noroc, deși legea le cerea asta, și au întârziat vreme de 4 ani un ordin pe care, de fapt, nu l-au dat nici acum. Ordinul nu este nici acum în vigoare. Corpul de control a făcut, a făcut o analiză, un audit la ONJN și, conform colegului meu, Cristian Andrei, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști politici din România, care și-a folosit sursele pentru a afla ce a găsit corpul de control acolo, s-au descoperit numai puțin de 16 probleme majore. Apropo, Cristian Andrei este omul care tot scrie despre banii pe care televiziunile, în primul rând, îi încasează de la partide. Zeci și zeci de milioane în fiecare an. Să vedem cât vor fi în anul electoral, că acolo chiar va... Ăla va fi recordul. Se sparge banca, da. Exact, se sparge banca, da. Iar prețul simt ascultătorii noștri când se transformă în telespectatori. Adică, practic, ei nu mai văd știri, văd propagandă. Tot cam așa se întâmplă acum cu jocurile de noroc. Bun, deci au găsit 16 probleme majore, da? Am fost curios să vedem cine conduce acum ONJN-ul și cine a condus ONJN-ul în acești 4 ani în care, de pildă, trebuiau să dea un ordin prin care să se limiteze intrarea tinerilor în spațiile de păcănele, și nu l-au dat. Cine sunt acești oameni? Păi, este actualul vicepreședinte cu atribuții de președinte, se numește Mihail Silviu Pocora. El are o mare calitate. Când e PNL-ul la putere, este penelist. Când este PSD-ul la rotație, că acum sunt împreună la putere, nu mai contează, dar când se rotește numirea, practic, săgeata, da? ca la cazinou, se face PSD-ist. Deci e penelist sau PSD-ist în funcție de cum bate vântul. Deci el a condus în ultimul an și jumătate, dar din 2021 și 2022 în fruntea ONJN s-a aflat un alt director care s-a numit Tiberiu Alin Teodor. Numele asta e bine să fie cunoscut. Să vedem și noi cine a condus instituția care, potrivit corpului de control al premierului, nu a făcut ce trebuia să facă, da? În mai multe chestiuni, dar am abordat am început cu tinerii, pentru că asta e foarte, foarte important. După ce a fost dat afară de la ONJN, că l-am dat a plecat de acolo, el a fost susținut pentru a obține funcția de șef al organizației PNL Old. Asta este cariera acestui expert, care a contribuit și el la nedarea, neintrarea în funcțiune a unui ordin care trebuia să fie funcțional, operațional, în favoarea publicului din România de 4 ani de zile. Mai exact din 2019, da? Și e vorba aici de o miză foarte, foarte mare, pentru că știm cu toții în ce s-au transformat, de fapt, sălile de jocuri de noroc, și nu vorbim doar de orașele mari, acolo unde sar în ochi, ci și de orașele mici sau de comune, unde ele, practic, au luat locul, nu știu, cred că mai multor instituții deodată, nu? Căminul cultural, uneori și birtul, piața unde se întâlnesc oamenii, da. Ele au devenit o zonă unde se duc oamenii, stau afară și toată lumea care călătorește și ascultă Europa FM știe la ce ne referim acum. Da. Este uluitor cum ce proliferarea acestor centre de sărăcire a populației, că această industrie sărăcește oamenii.
Deci proliferarea acestor centre de sărăcire a populației se întâmplă în locuri care sunt de altfel lovite, apăsate, asuplite de sărăcie de generații întregi. Și statul asistă impasibil. Motivația fiind, pe industria jocurilor de noroc este un mare contributor la stat. Nu este industria, a remarcat un parlamentar zilele trecute. Nu este industria. Sunt oamenii care pierd banii. Ei contribuie la asta. Ei sunt impozitați, de fapt, în felul ăsta. Nu suntem neapărat tot timpul de acord, după cum bine știți, stimați ascultători, Vlad și cu mine, da? Statul a avut până acum multă vreme și statele au avut o înțelepciune în a gestiona această industrie, în sensul că au lăsat să meargă și afacerea, da? Pentru că, adevăr, există locuri de muncă, există un aspect și un aspect ludic al poveștii de joc, într-adevăr, dar au protejat și cetățenii. Asta s-a dezechilibrat. Asta a ajuns să fie în favoarea unora. Și dezvăluiri din ultimele zile, foarte scurt, repet, și cu asta am încheiat, sunt șocante. Deci, ce face acum lobby-ul industriei de jocuri de noroc în România, la nivelul statului? Ministrul Boloș vine și spune că săptămâna trecută la Europa Liberă, că a concediat doi importanți funcționari din Ministerul de Finanțe după ce aceștia au întârziat legislația ca să fie favorizate casele de jocuri de noroc. I-a concediat, i-a prins și i-a concediat, da? Premierul Marcel Ciolacu vine și spune că este șantajat el și un parlamentar, cel puțin un parlamentar care a acționat pe legislație de către lobby-ul caselor de pariuri. Acum aflăm că o instituție întreagă care trebuie să facă reglementare în zona respectivă nu are 16 erori majore descoperite de corpul de control, dintre care multe se referă fix la favorizare. Adică nu-i amendau cât trebuia, nu dădeau ordinele ca să protejeze tinerii și așa mai departe. Da. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan. Cred că intervenția ta treia să fie pe fundal, adică pe fundal treia să avem soundtrack-ul din Caracatița. Din nou, așa cred, că așa pare să fie treaba. Mulțumim, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.